Eu văd astăzi pe internet fete și băieți din biserică că fac poze ca și cum ar fi soț și soție. El o ține așa și-s prieteni. Îi ține mâna peste sân, peste fund. Iisus, credeți că ar fi dat un like la treaba asta? Ascultați-mă, n-ar fi dat. Nici la glume, nici la glume vulgare, la tot felul de șmecherel de astea, nu. Iisus nu cred că ar fi dat un like la așa ceva. Nu cred. Probabil că ar fi dat la cineva care pleacă în misiune, cineva care ajută orfanii, văduvele, pe oamenii care au probleme, dar nu s-ar fi complăcut cu lucruri de astea, de care nu sunt lucrurile lui Dumnezeu. Băieți și fete, gândiți-vă la lucrurile astea. Puteți să nu vă gândiți, dar asta demonstrează că nu sunteți conectați cu împărăția lui Dumnezeu. Singurul like de care ar trebui să fim interesați este Dumnezeu. Este Biblia, este biserica, este împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim un pic la motivație. Scopul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut nu a fost niciodată popularitate.